Știți ce nu înțeleg eu? De ce să zice că mașinile merge pe benzină sau pe motorină când ele de fapt merge pe drum? Nu, da chiar. Nu, nu înțeleg de ce n-au dărâmat ăștia casele astea vechi din centrul Bucureștiului. Suntem totuși în secolul 21. La Torino n-ai să vezi așa ceva. Ba, acolo e civilizația, dracu, nu ca aici. Doamne, trebuie să familia ta să fie. Gina, ăsta e un muzeu. Se cheamă Muzeul Satului și casele astea vechi au fost aduse cu scopul de a fi vizitate. Adică noi n-ar trebui să uităm de satul românesc patriarhal. Parcu? Patriarhal. Ce dracu el? E un fel de baclava, dar e fără nu. A, pe zi, mă, sărailim! Daniela? Da? Poți să mă ajungi pe mine cu ceva? Da, cu ce? Fii atent, am un interviu, un concurs de ăsta de angajare și mi-au cerut un... CV? Așa, și să scriu 20 de rânduri despre cum sunt eu ca om. Eu m-am gândit și am scris ceva așa fantastic și cum nu s-a mai zis, ceva extraordinar. Vrei să scrii ceva care nu s-a mai zis de tine niciodată și nici nu o să mai zică? Da. Zici ceva de laudă. M-a făcut și o glumă, ce aveți. Da, Renata, așa și? Ideea e că eu vroiam să te rog să mă ajuți cu virgulele, să-mi pui și mie virgule pe așa, că mie îmi dă mereu cu virgulă la virgule. Da. Cum a fost mâna mormântare? A fost, mă, lui Jean, măi. Robică, ce vrei? Ce mormântare? A fost acum două zile la o mormântare. Păi, dar ăsta de ce știam și mie nu mi-ai zis, mă? La un om, dar mie de ce nu-mi zici, mă, nimic? Hai, mă, dracu! Mă, Robică, noi nu mai vorbim, bă! Mă, stai, mă, dracu, la un loc că trezești și copiii. M-a fost la un om, dar meu, de-al doilea, mă, care a murit și nu l-am mai văzut în copilărie, dar a vrut mai cu seama să merge la mormântare, căci că a doua zi să citea testamentul și mor și răni și că dacă nu mergem acolo și ne lasă la ceva, să nu zică, ia uite, mă, a fost la mormântare și i-a lăsat. Și ne-a lăsat, până la urmă. Ce v-a lăsat? Un stilou, dar nu e bun. De ce? E prea mare ca să mi-l bagă în cur. Să mă moștenirea lui. Bă, și? Cum a fost, mă, la mormântare? Mișto? Da, ne-am distrat, ne-am căcat pe noi. Ce să spun, s-a lăsat și cu dar. Eu în viață mai n-am văzut moștenirea ca asta. Bravo, la mai mult timp. Auzi, mă? Ha. Bă, tu trebuie să mă asculti pe mine, să-ți faci dosar, să-l depui. Ăsta tu trebuie să-ți dai niște bani. De ce? Bă, tu trebuie să-ți iei pe lună pensie din aia de handicapat. Și Gina are de luat bani. Eu pentru ce? Indemnizația de aia de însoțitor, că tot îmi ești cu el. Da, hai să râdem! Ha, 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 ha. Ne batem joc de prost! Ei, mă, trebuie că trezești copiii, mă. Păi, ei, mi-ai pus și mie virgulele. Renata, uite, am o propunere. Data viitoare nu mai vii cu textul să-ți pun eu virgulele. Facem invers, că e mai simplu. Adică? Adică pui tu virgulele pe o foaie și eu îți scriu textul. Extraordinar! Ia păzea! De când sunt gravidă, n-am avut nicio poftă până acum. Ce poftă fă? Stai să vezi! Cu cât dați vata de zahăr? Ce? Vata de zahăr, zic! Cu cât o dați? Fă! Fă, vezi că ești proastă, fă! Dezvoltă! Fă, de ce te-ai dus tu la bătrânica asta, a? Să cumpăr vata de zahăr! Doamne, mâncați aici gura. Ia s-a dus să cumpere vată de zahăr, mă, mânca aici gura, hai să eu mănânc. Doamne! Doamne, cum să cumperi fă vată de zahăr dacă n-ai bani, fă? Ai uitat că mi-ai dat mie portofelul să ți-l țin? Doamne, mâncați aici gura ta să ți-o mănânc. Ia de aici și ia-mi și mie una, că mi-ai făcut poftă acum. Voi vreți, mă? Bă, mâine mergem să-ți facem dosar. Lumea s-a schimbat. 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 Lumea s-a schimbat.
Băiatul de oraș gătește frumos fierbinte, ascultă muzică de-aia bună fără cuvinte. Se mângâie-n păr, nu se trage de cele sfinte, că-l taie mămica la bani dacă nu e cu minte. Are vorbele la el, dar nu ajung pe limbă. În general e îndrăgostit de lui în oglindă. Vine pompat, încruntat de la solar și masaj. La scandal e zero, nu dă cu pumn, nu dă mesaj. Iar dacă doarme băiat, totul e sub control. Băieții nu mai poartă ilegal cuțit și pistol. Nu se mai bate nimeni, că nimeni nu știe cum. E liniște în cartier, viitorul e acum. Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor. Băieții de oraș vânează Pokémon la semafor. Infractorii fără fapte dau check-in la coafor. Sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator. Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor. Băieții de oraș vânează Pokémon la semafor. Infractorii fără fapte dau check-in la coafor. Sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator. Am citit în cartea asta, The Secret, că dacă te gândești îndeajuns de mult la un lucru, el chiar ți se poate întâmpla. Adică, de exemplu, dacă ai dorință super mare, se poate îndeplini. Chiar așa, mâine fiind luni, n-ar fi mișto să ne gândim toți la câte un lucru care ne-ar putea schimba viețile? Aha. Chiar, Gina, tu la ce te-ai gândit, de exemplu? Da, nu, știu, gata, nu. Hai, da, că ai început bine. Vreau să mă apuc de școala de condus. Bravo! Tu, Malone? Bă, eu de mâine mă scriu la școală, mă. O reau de unde am lăsat-o. Da, dar vezi că acum clasa a doua e mai grea. Gata cu besigașe, gata cu bastonașe. Bă, du-te, mă, dracu, că am lăsat-o în clasa 12. Ai lăsat-o în sânge să te bată. Da. Ai făcut a 11 de 4 ori. Spune la oamenii ăștia să știe cu cine are de-a face. Hai, du-te, dracu. Zise el. Da, Renata, tu? Să-mi schimb locul de muncă. Da, bravo. Adică nu-ți mai suci degetele în bucătărie sau unde dracu le suci, le suci în sufragerie. Mai schimb. Hai mă, gata că am glumit. Ce ai mă? Copii, copii, copii. Da, tu, iubirea mea, la ce te-ai gândit așa? Să câștig la 6 din 49. Ai, inteligent. Păi, dar n-ai spus, mă, că așa e, că trebuie să-mi spui o dorință, că ce trebuie să fie neapărat cu muncă, cu morți, cu răniți, cu asta. Asta mi-am propus eu la 6 din 49. Cu metri. Azi e duminică. La ce oră să închide acolo așa? La 6, mă, că e duminică. La 6? Hai că e 20:30, avem tot timpul de lume. Iubire, duci-te acasă. Copii? Aia de mă să glumesc. Hai, mă, mergeți cu mine. Lasă-le și pe ele, că e fete, că e ale. Bă, auzi, mă, dar... De ce 6 din 49 și deci, nu e 2 din 10? Bă, mânca vă și gura voastră. Eu de fiecare dată când merg la cazinou, la jocuri de astea de noroc, bă, eu mereu am ghinion. Bă, la ruletă, când pun roșu, iese negru. Când pun negru, iese roșu, mă, mânca vă și gura. Bă, la păcănele mereu. Când dau așa să pun roșu, iese negru. Când dau să ne... Ietă-și, mă! Dă-te-n p***, că sunt deștept. Ce? Dă-te, băi! Bă, fii atent. E foarte important ce te întreb acum. Zi, mă. Bă, de fiecare dată în viața ta, când ai intrat într-un cazino, într-o sală de joc, în morți, în răni, și ai jucat ceva, și ai mizat ceva, de fiecare dată a fost exact pe invers? Da, mă, da, am ghinion tot mereu. Ce bă, tot mereu, tot mereu, tot da, mereu. Mereu. Bă, n-a existat nicio situație în viața ta în care tu să pui ceva, să pui, nu știu, morți, roșu, no, și să iasă exact roșu. Nu, no, nu, no, tatu, nu. Bă, de fiecare dată invers? Da, tatu, da. Mamă, ce idee am să moară domnii, să mă lășăm. Bă, și nu se plictisește singur? Cine, bă, domnul să vă lașe? Nu mă idee. Băi, bă, fii atent aici așa. Dacă ție ți-a ieșit tot mereu pe invers, intrăm în cazino și când mă pregătesc să mizez, eu te întreb pe tine încet. Malone, trăi să ar familie ta. Ce-i pune tu acum? Și tu zici, nu știu, roșu. Și eu pun pe negru. Și dacă la tine tot mereu e pe invers, înseamnă că eu o să câștig. Genial. Hai, trăi să ar familie. Doriane, aici! Stai dracu jos, imbecilule! Ce-ai făcut, mă, tâmpitule? Ce-am făcut, mă? Ai făcut pe dracu să te-ai pieptăne. N-ai spus, bă, tâmpitule, că de câte ori ai pus la un cazino, ți-ai ieșit exact pe invers. Bă, da. Păi și acum înăuntru ce-ai făcut, mă, că de câte ori te-am întrebat, ai ieșit exact ce ai spus tu. Nu știu, cred că am fost în mână. Băi, și nu puteai să spui, mă, boule, că ai fost în mână înainte să intrăm. Bă, de unde să știu, mă, mâncați ai curat, că n-am mai fost niciodată. Știți ce trebuie să faceți voi, mă, să vă luați de mână. De ce? Pentru că unul a fost în mână și altul și-a luat-o în mână, ca de obicei.
A venit să te ia. Trăiter, familie. Hai, dreptul la lotul. Păi și cum ți-ai refăcut, mă, viața sexuală cu Gina? Bă, am citit eu într-o carte. Tu, mă? Mi-a zis roboțelul că a citit el într-o carte. Roboțelul, mă? Mi-a zis roboțelul că i-a zis Daniela că a citit ea într-o carte. Așa, mă? Așa. Că, bă, trebuie să faci sex cu partenera de viață decât atunci când îi vezi licărirea aia, nu? Ce licărire? Bă, deci, femeile, atunci când simte pofta aia mare, așa, bă, are o licărire, nu, de mâncare. Da? Da, nu, da, și... Bă, când ai văzut licărirea aia în ochi, imediat trebuie să sari pe aia, mâncați-aș gură, te-am înțeles? Păi și așa ai făcut? Da, mă, mâncați-aș gură. Adică, am vorbit cu oameni, înțelegi? Am vorbit cu ea, m-am dus la ea și i-am zis, bă, eu nu mai fac nimic ca cu tine, eu nu mă mai ating cu un deget de tine, decât atunci când ți-am văzut licărirea aia în ochi. Așa. E, mâncați-aș gură. Și două zile atâta dură. Și a apărut licările. Și imediat, bă, m-a dezbrăcat, i-a dat hainele jos, i-a dat-o, înțelegi? Ce a fost bine, o? Bă, a fost bine rău de tot. Dar în restaurantul ăla nu mai avem voie să mai intrăm. Ce ai făcut, o gică? Gata, mă, le-am pus. Ce ai pus? Niște numere care contează și care înseamnă ceva pentru mine și pentru viața mea, Dorin. Ce numere? Am pus așa, data mea de naștere, data de naștere la copii, data de naștere la Danela, numărul de la stradă, numărul de la apartament și numărul după tricolul lăcătuș, să-i dea Dumnezeu sănătate, că mare valoare a fost, bă, și înseamnă ceva pentru suflarea stăristă și v-a semnat totdeauna. Eu uite-l și pe ăsta, mă, trăiter, familie tău să-l trăiască, ce vrei cu noi? Hai să vă dea Dumnezeu sănătate, dați-mi și mie un ban. Nu-ți dau, mă, că miroșea băutură. Că... De ce vrei bani? Ca să-mi cumpăr băutură. Moară, familie, bă, măcar ăsta e sincer, mă. Dar de ce bei, mă? Ca să-mi fac curaj. Să ce? Să cerșesc. Că altfel n-am curaj. Bă, ia stai și eu. Ce fai? Bă, zi-mă, tu de ce bei? Deci eu beau zi-mă ca să-mi fac... Zi-mă mai tare, mă, cu talent! Eu beau ca ce să-mi fac curaj! Ce dracule, virale pe stradă, băi! Stai, dracul, la un loc, bă, tâmpitule, băi! Hai, zi-mă, pleacă de aici, că nu dau nimic. Hai, din șeful... Bă, ia stai și am, bă, Robic, ia stai și am, de ce ești, mă, bulangiu, trei țări ne-am întors să stresc? Bă, tu ai uitat ce am citit noi, mă rog, ce ne-a zis Daniela, că a citit ea în cartea aia, în The Secret ăla, că trebuie să fii pozitiv, mă, mâncați-i grata. Bă, dacă vrei și-ți dorești ceva, trebuie să te comporți, de parcă ai deja ceva, mă. Tăi din gură, că pentru 15 secunde n-ai mai fost dobitoc. Așa-i, mă, trei țări, familia. Băi, Dorian, eu n-am jucat la 6 din 49. Eu am câștigat la 6 din 49 și trebuie să mă comport ca un câștigător, mă, ca și cum aș avea deja 6 milioane. E drum. N-am decât mărul la mine. Ia, mă, dai aici 100, că cine are 6 milioane nu contează. Hai să trăiască Varozanu! Mare minune, domn! Bă, mă duc acasă, că mi s-a făcut așa o pusă de sex. Păi de ce te mai duce acasă? Adică, mă, zbun asta, să trăiești. Hai, mâncați-i, să trăiești. Bă, tu știi unde mă duc eu acum? În p***a, măti! Nu, bă, mă duc să-mi fac Găzanu, mâncați-i gura ta, că am jurat că reîncep școala, am? Da, feriți-vă, copii! Bă, mă duc și eu acasă, mă, dar trebuie să mă opresc să iau picături din aia de ochi pentru Renata. Pentru ce, mă? Păi dacă n-are licărirea aia, eu dau eu. Hai, pa! Prietenii mei au plecat. Am rămas singur. De fapt, toți suntem singuri. Uită-te și tu câte fețe triste, oameni care se grăbesc către nicăieri. Ce sunt blocurile, ce sunt apartamentele, dacă nu niște cutii de chibrituri pe care le dăm pe o groapă atunci când murim? Doamne, ce mici părem priviți de sus. Viața asta e o glumă foarte serioasă. E, hai să-mi pun o piesă așa în cap.
Mi-e poftă de tine, rău, de buzele tale, de tot ce e al tău, și ție ți-e poftă. Au adormit. Cine? Surorile Chichigirls, de ce mă întrebi? Copiii. Da, dacă avem copii. Și ce ai făcut azi? Am jucat la 6 de 49, adică nu stai că vreau să gândesc pozitiv, să-mi proiectez viitorul. Am câștigat la 6 de 49. Ce numere ai pus? Niște numere care contează și care înseamnă ceva pentru mine și pentru viața mea. Uimește-o. Data mea de naștere, data ta de naștere, data de naștere la copii, numărul de la apartament, numărul de la stradă și numărul de pe tricolul lăcătuși, să-i dea Dumnezeu sănătate și măicuța domnică mare jucătoare. Robi, băiatule, când te angajezi? Da, mă, ia mă ușor. Păi cum să mă angajez acum? Păi acum nu mai am timp. Adică de ce? Păi am de cheltuit 6 milioane de euro, 3 țări, familie, tot treabă. Ai ceva stricat la mansardă, sigur. Aha. Băi, ca să intru pe tripul tău așa, dacă prin absurd nu câștigi la loto 6 din 49, te angajezi? Nu există nicio șansă să nu se întâmple, pentru că mi-am proiectat deja viitorul ca în The Secret. Da, da, mă angajez. Iubire, în noaptea asta, luna strălucește. Vai, ce vrăjitură. Lasă-mă să termin. Strălucește precum noaptea trecută, că la fel a strălucit. Auzi, mie nu-mi place vorba lungă. Vrei să facem sex sau nu? Aici sau în bucătărie? E, dacă te-ai timp la vorba la... E, hai, nu... de euro. Reprezentanții Loteriei Române susțin că până la această oră câștigătorul nu și-a revendicat premiul. Reamintim că numerele câștigătoare sunt 5, 7, 16, 23, 28, 34. Iubire? Ai licărirea aia, mă, ai putat avuși. Iubire perversă, nu e licărirea aia? Dar ce e? Zi-mi și mie ce numere ai jucat la 6 din 49. Păi nu se adică, mă? Mai zi-mi o dată, te rog. Data mea de naștiri, data ta de naștiri, data de naștiri la copii, numărul de la apartament, numărul de la stradă și numărul de pe spate la lăcătuși. Ce număr avea lăcătuși pe spate? De ce, mă? Zi-mi, te rog, ce număr avea? 7, de ce? Ai câștigat 6 milioane de euro? Mi se face rău. Iubire, ai câștigat la loto. A anunțat acum că nu s-a prezentat câștigătorul și că e cel mai mare scor înschis anul ăsta. Te rog. Te rog, verifică. Verifică astea. Mai zi o dată. Mai zi, dorm. Deci, fii atent. Ziua mea de naștere, ziua ta de naștere, ziua copilor, numărul apartamentului, numărul străzii și numărul de pe tricoul lăcătuș, da? Da. Copii, uite-mă ceva. Ah, scuze. Daniela, scuze. Să rămână. Am făcut rețeta. Aia bună. Mulțumesc frumos, da. 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 E cu ciuperci foarte bună. Da, să rămână. Doamna Cuca. Ce-i, dragă? Ce-i, mă? Ce? Sunt bogat! N-aș etima pe metrele. Nu. Robi. Așteaptă. Doamne, stoc.
Alo, dar o mică. Ce-ai făcut, mă? Bă, să mă spun că stai... Robica, să mă spun! Robica, să mă spun, mă! Aoleu! Stai așa să spun și pe ghiruța, mă! Robica! V-am rugat să nu răspundeți la telefon. E a treia oară când sună. Îi dau reject. Puneți-l pe bord. Mai bine îl pun pe silențios. Ok. Înainte să plecăm, vă rog frumos să ne asigurăm că avem centura pusă și că am verificat oglinzile. Văd că centura o aveți. V-ați uitat în oglinzi? M-am uitat. Ok. Și? E bine? E ok. Am aici un mic coș și... Oricât de mult de fond de ten aș da, se vede. Domnișoară... E ca o umflătură mică. E bine în sensul, se vede bine în spate? Băgați cheia în contact. E care contact? Sexual, contactul mașinii, domnișoară. Unde e? Aici. Și cheia? La dumneavoastră în mână. A, da, chiar. Era să plec dezbrăcat în casă de fericire, iubirea mea. Unde e biletul? Poftim? Unde am pus biletul? Unde ai pus biletul? Nu când am venit, ce-am făcut cu biletul? Trebuie să fie în casă, dracu, n-a venit să-l ia. Robi! Unde ai pierdut biletul? Da unde, dracu, să știu unde am pierdut biletul? Dacă știam unde îl pierd, nu-l mai pierdeam! Caută în dicționar, asta înseamnă a pierdea. Nu mai știu unde tapă. Dacă știu unde tapă, nu l-aș mai fi pierdut. Lasă-mă... Băi, Robi, te rog frumos, calmează-te puțin, iubire. Știu, răfăți traseul. Ce-ai făcut după ce ai plecat de la loto? Tot. Zi. M-am oprit la un mega imaj și mi-am luat un pachet de țigări. M-am luat-o pe lângă parcul Iore. M-am dus... Am intrat la metrou la Titan, mi-a ieșit la Dristor, m-am oprit la Alexandra. La care? Nici o Alexandra, vreau să văd dacă ești atent la mine. Băi, ce miștouri! Băi, Robi, pune mâna pe telefon și sună-i pe ăștia să vină cu acest să ne ajute. Aoleu, măicuță mea. Vai, Doamne. Aoleu, măicuță mea. Ce loturi, mă, loturi de pământ? Loturile lui Caragiale, dragă. Un nostru care ești sincerul sfinte, să se numele tău fie împărătia ta, facă... Da. Ce? Să mor tu. Bă, vorbești serios? Veniți repede până la mine. Bă, hai, băga-mă și... Hai, că o sun pe Renata. Hai. Hai, prințesă, răspunde-mă. Domnișoară, mi se pare de bun simț să vă închideți telefonul în timpul interviului de angajare. Ok, dau reject. Nu, ar fi bine să-l închideți totuși. Mai bine îl pun pe silent. Da, mă rog. Din CV-ul dumneavoastră nu am înțeles exact în ce domeniu ați lucrat după ce ați venit din Republica Moldova. Modeling. Ah, modeling. Adică fotomodel, nu? Nu. Vreau să zic manechin de prezentare. De... Nu. Ah, înțeleg atunci ce fel de modeling. Adică chiar nu îmi dau seama în ce a constat modelingul. La o grădiniță. Modelam plastilină pentru niște copii. Am înțeles, da. Da. Nu cred că aveți umor, dar... Mă rog, în fine. Totuși să revenim la această carieră de modeling. Ați reușit să aveți ceva realizări, adică ați obținut ceva cu această activitate de modeling. Da. Bun, bravo, ce?
Am câștigat un concurs de frumusețe. La mine acasă, în Basarabia. Concurs de Miss, adică să înțeleg... Da. Adică, ce fel de Miss? Dacă să trec aici, în CV. Unul organizat în comuna Irupe, raionul Bălți. Am fost Miss Irupe. N-am... Ați fost Miss... Miserupe? Miserupie! Miserupe, am înțeles. Da. Îmi dau seama că nu luați în serios acest interviu și cred că altcineva o să obțină postul și o să beneficieze de salariul de 1400 de lei pe lună. Cât? 1400 de lei net! Da, aveți dreptate. Cred că altcineva merită așa pedeapsă, nu eu. Mereu o să mor. Nu o să mor, iubire, ți-a crescut un pic tensiunea. Vine medicul acum. Ăsta-l cui e? Nu-i al meu. A, și malune are unul. Bă, gata, mă rog, că mâncați-și gură, s-am găsit. Dorm copiii, băi. Ce-ai făcut, mă? Gata, mă, că mâncați-și gură, t-am găsit numărul de la Megai Majora de Pitanu. Te ulă, handicapatule. E sub televizor! Ce? Ce bune? Îmi praf de două degete, să mă urmă. Ia uite, mă, trebuie familia ta să străiesc. Alo, da! Megai Maj Vitan? Pămâni. Să rămân. Am și un băiat care a uitat sau, mă rog, a pierdut un bilet de la 6.49 de duminica asta, câștigător la categoria 1. 6 milioane de euro. Ce faci, mă, dobitocule, așa să sună, mă, tâmpitule? Dar cum să păi dacă îi spui că e câștigător la telefon și îl gătește, ți-l mai dă înapoi creier, dar nu rugești. Sună la ușă, încetați! E salvarea. Am găsit! Ce? Un bon de la OMV, de la benzină, îl poate vă trebuie. Bă, ce trebuie până la poliția ta? Bă, să răbi în România, bubule. A venit medicul. A venit medicul? Da. Nu pot să-l primesc că sunt bolnav, spune că-l sun eu, că mă simt mai bine. Ce s-a întâmplat? Mai rău. Un șoc, am pățit un necaz. Vedem imediat. Aolo, mi-am uitat rețetarul în salvare. Du-te și adu-mi-l, vezi că e haina mea. Hai, mă! Hai, mă. Ce-ai, mă? Fira și fac dracu, exact acolo și l-am căutat. Ce? Sacul meu, mă. Ăla care am fost când am luat biletul, sacul ăla, blăbarin, unde e? L-am dat. Cui? L-a curățat. Păi și nu l-ai căutat în buzunare? Ba da, l-am căutat. Nu era nimic. Nu era pe dracu. Unde l-a curățat? La curățătorie, unde? Păi normal că nu la bordel. La care curățătorie te întreb? La curățătoria aia la care merge mereu, Robi! Hai, du-ți mă cu mine. Hai, mă. Zic că te grăbești, Doriane. Hai, mă, liniștit, hai. Se întâmplă exact ca în două loturi, eu nu pot să cred. Am tot dracu' că le caut eu. Ziceți că le căutați în buzunare înainte să le duceți acolo și la spălătorie. Da, domnule. Și dacă găsiți ceva, ce faceți? Păi dacă găsim acte, hârtii, bani, chei, le punem într-o pungă pe care o sigilăm și o înapoiem odată cu hainele. Dacă găsim gunoaie și șervețele folosite, le aruncăm. Păi și nu e posibil să fi găsit un bilet la loto care se semne cu un șervețel sau ceva? Cam cât de mare e un bilet la loto? Cam cât un șervețel. Unde e gunoiul? Vreau să văd gunoiul. Unde aveți gunoiul? Vreau să-l văd. Uite-l mai aici. N-a plecat nicăi. Bă, Doriane, n-am chef de miștori în momentul ăsta, mă, trebuie să-i familia ta să trăiască. Unde-i cu noi? Vreau să văd cu noi. Domnul, acum o oră a venit mașina de la Rebo, am dat tot sacii. Haide, mă, Robi, ai acasă, serios acum. Nu, las că-l găsim noi. Da, mă, da, hai, mă, hai să plecăm. Ce număr avea mașina de la Rebo? Știți, bă, șofer? Haide, mă, Robi, mă, vorbesc serios. Ce număr avea mașina de la Rebo? Știți, pe șofer? Deci dacă ziceți că a descărcat astăzi, era clar de la compania Rebo. A descărcat aici, în spate, și aici, în partea asta, la altă, și acolo. Dar depinde din ce zonă venea mașina de gunoi, că nu e nicio regulă. Și pot să vă zic, baftă! Mulțumim mult de tot! Trăiți-ar familia. Mamă, cât zic!
Aoleu, că mă rămă. Aoleu. Aoleu, să mă rămă. Bă, Robi, nu știu dacă îți dai seama, dar noi în momentul ăsta căutăm acum carul cu fân. Ce ac, bă, mâncați și curată, că el caută biletul, nu acum. Aoleu, eu de acum o să zic ție hamție, mă. De ce hamție, mă? Că ești la fel de prăjit, mă. Bă, nu mai scui, pa! Ce-i, mă? Ce scui, mă? Bă, da, bă, gata, mă duc acasă. Serios acum, ai văzut, Robi, că am încercat să te ajut? Am căutat... Nu! Bă, las-o așa, bă, Robi. Mă duc și eu. Dacă găsesc biletul, aveți 30% fiecare. Gata, mă, hai! Hai, de unde o luăm? Hai, hai, hai! Hai, Robic! Hai, de mă! Hai că-l găsim, bă, la lui. După ce vestea că un tânăr bucureștean împreună cu prietenii săi caută de 3 zile în groapa de gunoi de la Glina presupusul bilet câștigător la categoria 1, 6 din 49, pe care unul dintre ei l-ar fi pierdut, groapa de gunoi a fost luată cu asalt de mii de oameni veniți din toate colțurile țării. Cu mic, cu mare, fiecare dintre ei speră să pună mâna pe bilet. Ministerul de Interne a suplimentat forțele de ordine, la fața locului fiind prezenți peste 300 de jandarmi. Vom reveni... Robi, iubire, nu uita ce mi-ai promis. Acum trebuie să mergi să te angajezi. Trebuie să-ți revii puțin din șoc și să ne liniștim. Asta e ce să-i faci. Restul e tăcere. Ai experiență în domeniu? Da. Mare? Mare. Cu de toate. Poftim? Adică vreau să spun că da, am experiență. Ai mai lucrat în șaormerie? Nu. Păi și atunci cum ai experiență? Da, adică de lucrat n-am lucrat, dar cred că în 3 ani de zile am mâncat pe puțin 5.000 de șaorme de aici. Ai mai tăiat cu cuțitul? Da, cu 6 ani de zile. Unde? În spate la complex, la Bobușica, pe unul crestul care m-a înjurat în mama. Am luat de ea cu suspendare. Te-am întrebat dacă ai mai tăiat carne cu cuțitul. Păi ce credeți, că crezi că era de fontă? Doamne Dumnezeu! Mai degrabă, uf, Mahomet, suntem în... Eu sunt așa mai păcătărică, poate. Hai, soarele mele, intrați voi, că eu mai stau puțin. Nivelul meu e mult mai sus. Efe, dracuie, te rog frumos, domnișoară, ieși afară, gata. Te rog frumos să-mi promiți că nu vei mai da niciodată să iei carnetul. E pentru binele societății, să știi. Nu numai că o să-l iau,
dar am să conduc Hammer. Da, văd că a studiat dreptul și litere. Aveți master în istoria gramaticii. Da. Da, una dintre voi va fi angajată. Spune-mi, te rog, unde te vezi peste 5 ani? În oglindă. Nu, nu întreb la propriu, mă refer la carieră, adică ce te vezi făcând peste 5 ani? Bun. Da, va trebui să iau o decizie. Mă uit la CV-ul tău și este de-a dreptul impresionant. Pe lângă studii și burse, văd sute de ore de voluntariat, cursuri online absolvite, cunoști 4 limbi străine. Hai, da, actele să-ți fac un contract. Aveți coleg nou, băieți? Altceva? Numai norocul trăiești. Ce bărbat! Tu îți vrei bă, pășor, merie, tătă-i m***! Tu îți vrei bă, sunt bogat, bă! Și măicuța domnului împreună cu el ca să nu-l lase singurel. Păi, mâinile. Spuneți-mi, vă rog, aici și șase încasează premiile la 6 în 49? Se poate oriunde. Ați câștigat un premiu mare? Ce a spus? Aveți un premiu mare? Măricel. Bravo! 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 E premiul ăla la categorie ăla că întâi. Bravo! Felicitări! Pot să văd biletul? Sigur. Ține puțin din ea. Haide, mă, scoate dracu biletul ăla. Haide, mă, Robi, că scoate biletul ăla. Hai cu biletul. Hai cu biletul. Cări, mă! Da, uite, să moară, mă, mă, ce glume! Bravo! Bravo! Domnule... Manea Robert. Să scrie Manea, dar să citește Manea. Da. Domnule Manea, aveți 5 numere câștigătoare, nu 6. Da. E 6. 5.
ceată e? 5. Mă. Iată. 5. Iată. 5. Bă, dracu, ai să verific data mea de naștere 16? Este. Numărul de la stradă 5? Este. Numărul de la apartament 34? Este. Data de naștere la copii 23? Este. Numărul de păticăul lăcătuși 7? Este. Și data de naștere la viața mea, mâncaia și sufletul ei 27? Este. 28. Eu sunt născută pe 28. Da. Aia e, dacă puneați 28 în loc de 27, câștigați 6 milioane de euro. Care este câștigul la categoria 2? Cam 1000 de euro. Tot e bine, ai făcut niște bănuți. Bă, vezi că îmi dai 30%, mă, adică 300 de euro, da? Mi-e rău. E bine. Bă, Rubic. E bine. Vezi că să-mi dai și mie 300 de euro. Aveți un abet... 28 și anul trecut ai greșit. Aveți un... Și anul ăsta ai greșit. Un pahar cu... 28. Aveți un pahar cu... Uite că... Apă... Omule! A căzut cineva pe jos. Au! A dormit copii. Aha. Auzi, Alelu? Și ce mă gândeam? Ce, iubirea mea? Că bogăția materială azi vai, mâine nu mai. Cum vine? Așa trece. Dar nu asta contează. Contează bogăția spirituală care o ai. Ce frumos vorbești, iubirea mea, ai dreptate. Bogăția din sufletul care o ai. Și contează atât timp cât eu te-am pe tine și pe copiii ăștia doi. Eu sunt cel mai bogat om de lume. Mă duc să mă spun. Mă culc. Ia s-a dus să cumpere vată de zahăr, mă, mânca aici gura ei. Păi cum fă să iei vată de zahăr dacă tu n-ai bani, fă? Hai, uita că mi-ai dat mie portofelul să te țin. Ia de aici. Ia de aici și am și mie una, că mi-ai făcut post. Voi vreți, mă? Bă, mâine mergem să-ți facem dosar. Vin cu tine. Ai auzit, bă, Robi, cine a câștigat la 6 din 49? Cine, mă? Un bătrân de 70 de ani care n-are niciun copil.
Ți se pare normal cum procedezi? Nu zic, ți se pare normal? Bă, unde te duci, mă? Am un pic de treabă, mă duc să mă spânzur. A, bine, mă. Vorbim mâine, Robică.